Bunacă, în această seară se întâmplă o premieră și anume cei doi frații Hurduc vor lupta împreună pe fight cardul unei gale. Este vorba despre Vlad Hurduc și Dănuț Hurduc. Pentru prima dată îl vom vedea la lucru pe Vlad Hurduc, cel care va da piept cu Fernando Pascal, un sportiv de 85 de kilograme, 1,84 m înălțime, un sportiv care vine din Brașov, 20 de ani pentru Fernando Pascal. Fernando Pascal! Iar acum adversarul său vine de la grupul Scorpions Iași, doamnelor și domnilor, în colțul roșu, Vlad Hurduc! Fernando Pascal va da piept cu Vlad Hurduc, îl vedem în spatele său și pe fratele său, pe Dănuț Hurduc. Vlăduț Hurduc în această seară chiar serbează și ziua de naștere. Și bineînțeles că probabil petrecerea va începe după meci dacă va câștiga această luptă. Vlăduț Hurduc vine din Iași, de la clubul Scorpions. Deloc cei doi frați Hurduc sunt din Bârlad, antrenați de Mihai Constantin, colegi de antrenament cu Cătălin Moroșanu, Sebastian Ciobanu, cei mai cunoscuți luptători de la clubul Scorpions din Iași. Meciul are loc la categoria 86 de kilograme. Celălalt, Dănuț Hurduc, va lupta la categoria minus 91 de kilograme. Îl vedem în colțul celor doi și pe Cosmâncă, Sebastian Cosmâncă, un alt luptător de la clubul Scorpions, cu un ultim an foarte, foarte bun pentru el. I-am văzut pe cei doi luptători față în față, au primit ultimele indicații de la arbitrul din ring, chemați pentru startul acestui meci. Judecătorii pregătiți, începe lupta dintre Hurduc, cel cu mănuși roșii, și adversarul său, este vorba despre Fernando Pascal, cu acel short de camuflaj. Păstrează distanța în primele 15 secunde cei doi luptători. A fost un low kick. Acum o serie bună de brațe pentru Hurduc, care se aruncă peste adversarul său. Au fost vreo două lovituri puternice din partea lui Hurduc, care l-au surprins pe Pascal. Acum se duce și Fernando Pascal peste adversarul său. Vedem ce lovitură trimite Hurduc. A fost o frontală din partea lui Hurduc. Bună dreapta, uppercut, croșeu din partea lui Hurduc, care e mai sigur pe debutul acestui meci. De partea cealaltă încearcă și Fernando Pascal câteva lovituri fără probleme pentru Vlăduț Hurduc. Încă o dreaptă bună la corpa lui Hurduc, l-a păcălit cu brațul stâng pe adversarul său, după care imediat a trimis o lovitură cu brațul drept la corp Hurduc. Încearcă să se apropie ușor, ușor Hurduc de adversarul său și din nou cu siguranță îl vom vedea pe sportivul care reprezintă clubul Scorpions din Iași cu câteva lovituri puternice. A fost un high kick, a urmat câteva lovituri de braț. Hurduc l-a amenajat pe adversarul său după acele lovituri de braț, putea să-l mai contreze câteva lovituri pe Fernando Pascal. Ușor, ușor încearcă să se apropie Hurduc de adversarul său, din nou câteva lovituri de braș, un high kick al lui Vlăduț. Păstrează distanța acum Fernando Pascal, încearcă și el un low kick, nicio problemă pentru sportivul de la Scorpions. Două lovituri de braț, din nou blocate de Hurduc. Încă o dreaptă la corpa lui Hurduc, acum Fernando Pascal încearcă și el să răspundă pe contră.
Foarte bine Hurduc, a venit cu un uppercut de dreapta, a luat în brațe de adversarul său și pare foarte, foarte epuizat brașoveanul după aceste două minute epuizate din acest meci. Hurduc din nou aproape de adversarul său, o dreaptă bună trimisă de Hurduc spre figura adversarului, a încercat și o stângă cu care l-a întâmpinat pe Fernando Pascal, care încearcă și el două croșee. Hurduc foarte bine blochează loviturile adversarului. Croșeu de dreapta, croșeu de stânga din nou pentru Hurduc. Încearcă Fernando Pascal să vină peste adversarul său. Foarte bine se închide Hurduc, care încasează și el o dreaptă peste gardă de la Fernando Pascal. Cred că are o condiție fizică destul de slabă Fernando Pascal. Vedem foarte, foarte obosit pe finalul acestei reprize. Hurduc din nou cu lovitura cu brațul drept. Mai sunt 10 secunde din această repriză. Încă o dreaptă bună, croșeu de stânga, încă o dată o lovitură cu brațul stâng pentru Vlăduț Hurduc. Cupe cu de dreapta, croșeu de dreapta și lovește după gong cu piciorul Hurduc. Își recunoaște vina. A fost o lovitură mai mult din inerție pentru Vlăduț Hurduc după gongul de finale prime reprize. Așteptăm să vedem cum va decurge această repriză a doua. L-am văzut foarte, foarte obosit pe Fernando Pascal la finalul primei reprize. A fost ceva mai sigur Vlăduț Hurduc în această primă rundă. Vedem uppercutul de dreapta, vedem loviturile bune trimise de Vlad Hurduc și aici momentul în care a încercat și adversarul său să vină peste el. Un debut de meci furtunos între cei doi, cu un atac puternic din partea lui Hurduc. Fernando Pascal a rezistat și a dus meciul sau repriza până la capăt. Chemați la centrul ringului cei doi luptători pentru startul reprizei a doua. Cearcă o stângă Fernando Pascal, nicio problemă pentru Hurduc, care a făcut doar un pas înapoi și a eschivat acea lovitură. O dreaptă bună și o stângă pentru Vlad Hurduc. Genunchiul lui Fernando Pascal, câteva lovituri trimise și de Hurduc. Acum din nou stângă pentru Hurduc și low kick. Câteva lovituri, uppercut de dreapta bună a lui Hurduc. Încă un croșeu de dreapta a trimis de Vlăduț Hurduc. Încearcă și Fernando Pascal două lovituri de braț. I-a spart nasul Hurduc în debutul acestei prime reprize a adversarului său. Din nou o stângă în capul lui Fernando Pascal pentru Hurduc. Două, trei croșee trimise de Hurduc. Se oprește meciul. Fernando Pascal a pierdut proteza. Câteva momente de respiro pentru Fernando Pascal, care are din nou proteza fixată și este gata să reintre meci. Șters și de sânge, pentru că Vlăduț Hurduc i-a spart nasul lui Fernando Pascal în această repriză. Încă o stângă trimisă de Hurduc. Încă o dată o stângă. Încă o dată lovituri cu brațul din față pentru Hurduc și o dreaptă bună, puternică, trimisă de sportivul de la Scorpions. Două, trei croșee și pentru Fernando Pascal. Hurduc are și el un moment acum în care poate ataca. Câteva lovituri pentru Hurduc, nu foarte puternice, mai mult de control cu brațul din față. Blocat Fernando Pascal. O dreaptă bună pentru Hurduc, care s-a dus la corpul adversarului și este numărat Fernando Pascal după ce a încasat acea lovitură la corp. Să vedem dacă își va reveni Fernando Pascal. Arbitrul numără în continuare pe Fernando Pascal. Să vedem, a ajuns cu numărătoarea la 10. Fernando Pascal nu mai poate continua acest meci. A fost o dreaptă, a părut că nu sunt mari probleme pentru Fernando Pascal după ce a încasat acea dreaptă la corp, dar n-a reușit brașoveanul să ducă meciul mai departe și trebuie să se declare învins. Revedem această lovitură, imediat a strâns de dinți, a pus și brațul stâng în zona corpului Fernando Pascal după acea lovitură. Încă o dată vedem lovitura trimisă de Vlăduț Hurduc. A mai trimis și o dreaptă în capul adversarului Vlăduț Hurduc după ce i-administrase
deja acel knockout adversarului său. Iar acum decizia învingător în colțul roșu. Victorie pentru Vlad Hurduc și este primul luptător sau primul membru al familiei Hurduc care urcă în ring în această seară. Ceva mai târziu vom vedea și pe Dănuț Hurduc. Acestea au fost primele 5 meciuri ale care rămâneți alături de noi. Urmează confruntarea dintre Germania și România. Felicitări sportivilor!